Salutări la toată lumea! Sunt Dan Danila, din nou în Rocky Mountains. Mă aflu pe ghețarul Victoria, unul dintre cei mai mari și mai frumoși ghețari din Munții Stâncoși. Am să vă prezint astăzi din nou planurile mele în ceea ce privește Academia Oamenilor de Succes. Ce vrea să fie o asociație de antreprenori care vor putea să schimbe opinii, vor putea să schimbe idei de afaceri, chiar să purceadă la inițierea unor afaceri, de ce nu, și schimbarea unor, bineînțeles, relații care sunt foarte importante în viața de afaceri, după cum cred că ați aflat deja. Deci cam aceasta ar fi intenția mea, iar în momentul de față, după cum probabil mulți dintre dumneavoastră ați aflat, vă scriu o carte referitoare la oamenii de succes, antreprenorii de succes și, în general, despre persoane care și-au luat destinul în propriile mâini. Vă citesc acum câteva rânduri din introducerea în această carte și o să am nevoie de ajutorul dumneavoastră, după cum v-am mai spus, ca să difuzez această carte și această idee. Voi avea nevoie de dumneavoastră ca lucrători în mass media, în radio, televiziune, presă și așa mai departe, ca să pot face cunoscută ideea, după cum v-am mai spus. Acum vă citesc rândurile de care vă pomeneam mai înainte. Rețeta succesului sau 10 ingrediente pentru a reuși în România. Fiind un emigrant ca mulți alții în căutarea unei lumi mai bune, am avut și eu parte de avatarurile cu care se confruntă orice căutător de ideal pe un tărâm străin. Fără niciun ajutor sau sprijin, doar purtător al magicei speranțe sau credințe că într-o bună zi lucrurile se vor aranja într-un fel sau altul. Dar lucrurile nu s-au aranjat așa ușor și într-un final am înțeles că trebuie să învăț tainele unei științe la care eu nu avusesem acces până atunci, știința făuririi și promovării unei entități individuale cu talentul și calitățile aferente. Entitate ce s-ar putea vinde într-un final ca marfă. Mi-au trebuit ani de zile și efort susținut ca să ajung să-mi controlez propriul destin, să-mi deschid propria afacere de turism în Canada și să public prima mea carte Fronteriștii, care, iată, va participa anul acesta la târgul de carte de la Paris. Pornind de la ideea că s-ar putea să te ajute și pe tine, căutătorule, sau măcar să-ți mai reducă din avatarurile propriei descoperiri, am scris această carte în dreptar. Aș vrea și sper că aceste rânduri să susureze calea spre propria minte și imaginație pentru a descoperi ideea. Ideea ce îți va călăuzi pașii în periplul tău cel pământean. Fii pregătit pentru un drum lung și anevoios, presărat cu șansuri și opreliști. Dar stai pe el, nu renunța, căci e al tău și te va scoate la lumină. Când deznădejdea îți va da târcoale, atunci să știi că ești pe aproape și că exprimi și împarți cu noi și lumea toată expresia ta cea mai completă și mai briliantă. Pentru a putea înfrunta golgotele ce stau în fața noastră, și eu și tu și toți avem nevoie de o nouă angajare, de un fel de viață diferit de cel de până acum. Citește cu atenție și asimilează această rețetă de succes pe care ți-o propun în rândurile ce urmează, căci este verificată și de roade garantate. Este în mare chintesență tot ce am învățat de-a lungul anilor aici în America, unde nu cred că e nevoie să-ți mai spun că activează cele mai bune școli de business și cei mai năstrușnici antreprenori din lume. Aici s-au petrecut cele mai frumoase istorii de reușită în viață și afaceri de pe planeta noastră. Aici am avut și eu șansa să învăț de la cei mai mari experți în materie de marketing, de automotivare și control al minții, de management și de vânzări. Din toată această știință, din tonele de material pe care le-am acumulat în timp, am alcătuit această rețetă de succes.
pe care ți-o împărtășesc și ție, pentru că tot aici am învățat că egoismul nu și-are loc în lumea afacerilor curate sau oneste, că trebuie să transmit și altora aceste cunoștințe, pentru că lumea sau planeta să devină mai bună, mai prosperă și mai înțeleaptă. Buchisește fiecare ingredient în parte și zăbovește acolo unde duci lipsa cea mai mare. Dar ține minte că fără să aplici în practică, pas cu pas, ceea ce-i scris mai jos, nu vei ajunge prea departe și vei rămâne cu o frustrare sau cu un gust amar. Așa ca după un borș de pește în care ai uitat să bagi o ceapă sau ți-a lipsit mușdeiul de la urmă. Îți spun aceste lucruri pentru că fiecare ingredient din ciorba ce urmează e foarte important și trebuie să-i atribui atenția cuvenită. De vrei la urmă să optezi de satisfacție și să scoți dopul la o sticlă de muscat sau de codnar. Acum că știi despre ce-i vorba, ține privirea sus și pieptul scos, căci ai pășit în arenă, luptătorule. Vă salut acum